a fost posibilă doar cu suportul autorităților din Republica Moldova, pentru că Energo Capital a fost reînregistrat aici în octombrie 2014 și a obținut licență cu o viteză uluitoare, timp de 3 zile a fost acordată licența. Contractul, deci licența o acordă ANRE, este clară implicarea agenției de reglementare. 2. Contractul de livrare a energiei este semnat de compania de stat Energocom, care este subordonată Ministerului Economiei. Deci este clară și implicarea Ministerului Economiei. Și aceste autorități știau foarte bine că Energocapital ne vinde energie, noi o plătim, dar ei nu achită gazul și acești bani pleacă în offshore. Deci iată, acum avem și dovezi că, într-adevăr, banii achitați de noi sunt fraudați. Și noi vom solicita autorităților să atragă la răspundere persoanele responsabile. În toamna lui 2014, ministrul economiei era cetățeanul Adrian Candu. Peste jumătate de oră se începe ședința Parlamentului și noi suntem dispuși să dăm procurorului general toate probele, că îl duc în Parlament și solicite deputaților ridicarea imunității deputatului Adrian Candu, în primul rând. Dacă